Bună dimineața, dragii noștri! Tocmai a început cea de-a doua oră de telematinal. Anatol Guzic, Mihaela Rudengu, ca de fiecare dată alături de dumneavoastră. Cei care sunt gata să vă aducă informații frumoase și vă îndeamnă să ne urmăriți pe TVR Moldova. Dacă poate nu sunteți acasă și poate nu aveți televizor, pentru că sunt și oameni de dreptă care nu au televizor, dar au tablete, au telefoane acolo, puteți accesa Facebook, pagina noastră și ne găsiți. Mai e și TVR 3. TVR 3, da, în ora 3 pe TVR Internațional. Da. O să fii mai mulți. Poate preferați pe TVR Internațional, dar o să pierdeți ora asta. Se vede mai bine, nu știu. Da, vedeți că sunt la îndemână alte instrumente ca să prindeți și această oră, pentru că avem invitați frumoși. Așa este. Începem ca de fiecare dată tradițional cu, sau continuăm, mai bine zis, în sensul ăsta, cu horoscopul. Cine era la catastif? La catastif? Da. Dar pe cine vrei să-l... Să-l muștruluiesc? Da. Nu, că n-am să-l eu dreptul. Acolo. Suntem la lei, cred. Am lei. Rămas la cei din zodia leu. Amintește-ți așadar astăzi controlul și importanța lui și a echilibrului. Ai un mesaj semnificativ de transmis și în timp ce abordarea tradițională poate fi nenaturală pentru tine, astăzi este ziua perfectă pentru a găsi cea mai bună modalitate de a transmite mesajul. Fecioară, este esențial să ai un plan de economii pe lângă un buget. Am. Ai, cred. Planul, nu? Da, de economie. Nu știu. Planul sau și economie? Planul deocamdată. Planul, da. Acum urmează să vină și economiile. Deci este important să te bucuri de banii pe care îi câștigi, trebuie să iei în considerare viitorul. Începe cu puțin și lasă impulsul să creeze eforturi mai mari către viitor. Promițător. Am început și eu de la o bucată de vreme. De la o bucată de vreme să tot văd diferite filmulețe cu cum poți să investești. Ah, cu educația financiară, educația adică. Financiară. 20% din salariu ar fi bine să investești. Am văzut că într-o zi Anatol stătea așa foarte concentrat pe telefon și erai cu, nu știu ce, cu bursa, cu nu știu ce chestii din astea. Lasă, nu mai dai și totul din casă. Păi nu, dar ai zis că... Eu dau exemple proaste oamenilor din jurul meu, pentru că eu tot dau tot din casă, dar credeam că numai eu pot să fac chestia asta. Uite că și Mihaela prinde bine. O să fii mai atent data viitoare. Te vedem și cu criptovaluta în curând? Nu, cu cripto nu, pentru că am mai văzut și am mai auzit de la specialiști că e totuși un balon de săpun care o să se spargă și o să fie rău. Așa că deocamdată cu cripto nu risc. Continuăm atunci cu balanța. Astăzi este totul despre tine. Este timpul să-ți prioritizezi viața, nevoile și dorințele. Deși s-ar putea să te simți centrat pe sine și să te concentrezi asupra ta, a avea grijă de propriile nevoi este un aspect crucial al valorii de sine și al iubirii față de propria crucial. Persoană. Da. Menționăm, crucial. Crucial. Este, lăsați voi oamenii din jurul vostru, bine și ăia, dar după ce ai grijă de tine, treci la ceilalți. Așa, Scorpion, este de înțeles că renunțarea la trecut poate fi o provocare. Cu toate acestea, ești un maestru în tăierea legăturilor atunci când este necesar. Astrele spun că este timpul să închei o relație toxică, astfel încât să te poți vindeca. Pentru cineva, această relație toxică, chiar dacă în prezent nu mai există, dar ea este păstrată în mintea lor, dacă vorbim de trecut. E important să ne eliberăm de chestiile astea. Dar cum să te eliberezi? Uite, este de exemplu, foarte greu. Eu am asistat nouă dată la certuri în familie, când și de o parte și de cealaltă și aduceau minte de toate relațiile lor din familie. Și erau certuri de astea cu explozii. Cum da, să scapi? Nu e bine. Îți spun o chestie și ne-a spus-o și astrologul Lucia Palic, care a fost ieri în emisiune. Mâine, vineri, în data de 5 mai, are loc această eclipsă de lună. În Scorpion, nu știu cum și nu știu ce, o să vorbim mai multe mâine, dar am înțeles că scrie așa o eclipsă care poate vindeca trecutul. Dacă merge pe partea astrologică, nu mă pricep poate foarte bine. Poate fi uitat trecutul. El nu poate fi vindecat. Acolo rămâne. Așa nu știu, că spuneai de trecut și atunci... Asta am zis și eu. Am auzit de ceva despre trecut. Hai să vorbim. Trebuie să spun și eu ceva despre trecut. Nu, bine, într-adevăr este foarte ușor. Trebuie doar să te axezi pe prezent. Pe prezent și pe oamenii care sunt în jurul tău. Hai să ne axăm pe prezent. Și noi facem lucrul ăsta în continuare, pentru că un vechi proverb spune, pregătește-ți vara sania, iar iarna carul. Ne pregătim și noi din timp pentru evenimentele de weekend. Da, pentru că Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale vă propune o nouă premieră, celebra comedia lui Tudor Mușatescu, Titanic Vals, în montarea cunoscutului regizor și actor bucureștean Cristian Șofran. Îi spunem bună dimineața și abia așteptăm să aflăm detalii din culise. Bine ați venit la Chișinău! Bună dimineața, mă bucur mult că suntem împreună. Deși noi ne bucurăm tare mult că sunteți în platoul nostru. Înainte de a vorbi despre premiera propriu-zisă, despre spectacol, vrem să vă întrebăm cum ați ajuns la Chișinău, cum vi s-a părut Chișinău, oamenii de aici, energia, ritmul ora,
orașului. Mă simt excelent la Chișinău, mă simt foarte confortabil. De altfel, colegile de la teatru îmi spun, mi-au spus, vă simțim atât de apropiat, de parcă sunteți de o viață aici cu noi. Așa mă și simt, îmi plac foarte mult oamenii de aici, mă înțeleg foarte bine cu ei și sunt convins că o să mai revin la Chișinău. Extraordinar. Iar în ceea ce privește venirea mea aici, am primit invitația din partea directorului Teatrului Satiricus, domnul Sandu, care mi-a propus să vin să colaborez aici și am acceptat cu mare, mare bucurie acest lucru. Am propus acest text care sunt absolut convins că va fi agreat de dumneavoastră și de dumneavoastră. Am început lucrul și duminică vom avea premiera. Da, duminică. Cât timp a durat montarea spectacolului? Una peste alta, cam o lună și jumătate, adunate săptămânile, cam așa. Ați cunoscut actorii până la montare? Ați văzut câteva? Am venit cu câteva săptămâni înainte, am văzut câteva spectacole, mi-am făcut așa o idee cam ce și cum și pe urmă, înainte de a începe repetițiile, am avut câteva discuții cu vreo câțiva dintre ei și am făcut o distribuție ideală. Da. Apropo de distribuție, vrem să știm și noi câteva nume de acolo ca să, să fim informați. Să vă spun, să nu vă spun, nu știu cum vă rog. N-am auzit, mai rugat. Până la Chișinău ați venit așa pur și să nu ne spuneți chiar și distribuția. Nu, e o distribuție minunată. De altfel, actorii teatrului sunt niște actori absolut deosebiți. Am încredere în toți, în fiecare dintre dumnealor. A trebuit să aleg cu greu pe cei pe care o să vi-i amintesc acum, pentru că și ceilalți erau... Pe Olga Anghelici ați selectat-o în distribuție? Bineînțeles. Cum să nu? Da. Nu! Nu? Olga nu, pentru că era în alt spectacol și sunt foarte supărat pe ea că n-a putut să vină. Și eu sunt supărat pe ea în cazul ăsta. Olga, de ce? Așadar, Viorel Cornescu, Luminița Gheorghiță, Ludmila Gheorghiță, Elena Oelenic, o actriță pe care o știți desigur, da. Natalia Caraman, Lilia Cazacu, Daniel Ciobanu, Ira Cazac, Ghileschi, Matkovski, Arcadie Răcil, pe care de asemenea îl vedeți în multe dintre spectacolele dumneavoastră, domnul Ion Grosu, Nina Toderico, Nadejdea Crâlov, Artiom și domnul Vasile Cașu, care, un actor cu experiența dumnealui, a acceptat să joace în spectacolul nostru, având o intrare de 2-3 minute și încă o dată și dumnealui îi mulțumesc pentru lucrul ăsta. Și vorba aia a marilor pedagogi, nu există roluri mici. E adevărat. E adevărat, dar unele sunt poate prea mici. Da, dar 2 minute, dar acele 2 minute să fie... E adevărat, da. A fost o atmosferă foarte plăcută la repetiții. Eu țin foarte mult la lucrul ăsta, pentru că așa cum știm cu toții, măcar o parte dintre noi, repetițiile sunt cea mai frumoasă perioadă la un fel, realizare. Cea mai grea, cea mai frumoasă. Apropo, și colegul meu, Anatol Guzic, este în repetiție acum, se pregătește și la Teatrul Ionescu pentru premieră. Ce spectacol pregătiți? Deci, am uitat să menționăm că este și de Anatol Guzic invitat. Bine, noi lucrăm la revizorul, dar da, o să vorbim. Faptul că premiera este un pic mai târziu, pe 26, vorbim despre premiera din această duminică. Titanic Vals, un spectacol, o piesă montată, cred că în toate teatrele din România a fost montată. Chiar există așa un Titanic Vals la fiecare în repertoriu. Și a fost numită una dintre, sau chiar cea mai, în numărate rânduri, cea mai de succes comedie din spațiul românesc, din teatrul românesc. Da, una dintre cele mai jucate, s-au făcut și ecranizări după aia. Este un text extrem de iubit în România. Sunt convins că va deveni și la dumneavoastră la fel, pentru că încă o dată spun, veți veni să vedeți spectacolul. Noi vă invităm cu mare drag. Așa este. Tudor Mușatescu este considerat un fel de urmaș al lui Caragiale, iar umorul lui de situații, umorul lui, dacă vreți, chiar politic, este extrem de pregnant și de bun, de o calitate foarte bună. Și de fin în același timp. Exact, o comedie de moravuri, nu? Adică ține și o comedie de moravuri, așa cum spuneam, un fel de urmaș al lui Caragiale, dar într-o zonă, dacă vreți, hai să spunem și familială, într-un fel. De altfel, Tudor Mușatescu și declara la un moment dat că toate întâmplările din piesa lui s-au întâmplat de adevăratele în viață. Da. Au existat într-adevăr. Personajele lui sunt luate din diverse familii, din diverse întâmplări și adunate în acest spectacol. Lucruri foarte interesante. Da, exact asta am văzut și noi. Și în același timp vrem să ne spuneți cum ați simțit interacțiunea și energetica sau cum sperați să simțiți publicul din Republica Moldova. Vă spun, am văzut câteva spectacole aici și m-am uitat cu mare atenție, desigur, și la spectatori. Este un public extrem de cald.
de prietenoase și sunt convins că se vor arunca și ei în povestea noastră cu mare plăcere. Mm-hmm. Și dacă ați spus de repetiții care sunt cele mai frumoase, vrem să aflăm câți nervi ați ars, câți nervi au ars actorii pentru a ajunge la pe ei, cât au ars ei, întrebați pe ei, cât am ars eu, nu vă spun. Nu, a fost, vă repet, a fost o atmosferă foarte, foarte plăcută la repetiții și mă bucur foarte mult de lucrul ăsta. Da, atunci când este o distribuție bună, atunci când este un text bun, exact. Și cu e siguranță o colaborare, e o comuniune, da, între noi, n-am avea de ce să ne certăm. Da. Profităm de faptul că sunteți în platoul nostru ca să vă întrebăm inclusiv, pentru că noi discutam inclusiv cu reprezentanți, cu regizori, actori din Republica Moldova despre situația de aici, dar vrem să știm în România care sunt tendințele pe teatru și cum s-au schimbat, să spunem ele, în ultimii 20 de ani, dacă putem să spunem așa, preferințele spectatorilor inclusiv. Există la ora asta, ca peste tot în lume, o tendință de a tehnologiza teatrul. Acum, nu vreau să supăr pe nimeni, dar personal nu sunt un foarte mare adept al acestei zone. Sigur, n-am nimic împotriva tehnologiei, televizoarelor, fumurilor și altor astfel de procede, dar eu cred în continuare că această comuniune între public și actor rămâne totuși cea mai importantă. De altfel, nu vreau să lungesc foarte mult, am și propus pentru acest spectacol colegilor mei un spectacol, dacă vreți, super clasic. Super clasic, fără niciun fel de zonă tehnologizată, numai adevărul și ceea ce înseamnă actoria în sensul bun, da, al cuvântului. Da, da. Cineva spunea că tehnologia trebuie să ajute actorul, nu trebuie să îl înlocuiască, exact, pe actor. Încă o dată, n-am nimic împotriva acestei zone, dar pe sufletul meu este parcă un pic cealaltă zonă. Da. Emoția. Așa, o atmosferă de interbelic va fi prezent? Va fi, sigur că da, 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 cu obiceiurile de atunci, cu zona politică de atunci, nu vă spun foarte multe pentru că aș prefera să-l descoperiți acum. Da, atunci preferăm să ne vorbiți despre Teatrul Stella Popescu. Da. Ce se întâmplă pe acolo? Da, ați avut o aniversare foarte, foarte, da, frumoasă. Da, am făcut 7 ani, este teatrul cel mai tânăr teatru din București. În această perioadă eu sunt cel care îl coordonez, ca să-i spunem așa. Am avut câteva sărbători, am avut câteva premiere, am avut un spectacol Conul Neonida, o premiere cu care am încercat să sărbătorim și noi această aniversare. Am mai avut 2 premiere înainte, vom mai avea un spectacol săptămâna viitoare al lui Răzvan Mazilu, un muzical care cu siguranță va rupe Bucureștiul și vi-l recomand, o să încercăm să-l aducem și la dumneavoastră, să-l vedeți dumneavoastră. Titanic Vals este repertoriu? La noi nu. Da. La noi nu este în repertoriu, mai este la Teatrul Național din București în repertoriu, eu l-am adus la dumneavoastră. Ce frumos! Da, și este și la Odeon, dacă nu greșesc, că am văzut și la Odeon, exact, la Odeon se joacă, unde am fost și eu până acum ceva timp, la Odeon se joacă de 10 ani, cred, de 11 ani, e de foarte mult timp. Iată, încă o dată, vorbește despre succesul pe care îl are acest text. Ce înseamnă o piesă actuală? Pentru că sunt și mulți dramaturgi în România care încearcă să scrie despre actualitatea care există în viața omului de astăzi. Dar iată, Tudor Mușatescu, Alexandru Chirițescu, sunt autori care rămân și același Caragiale, rămân tot timpul, exact, actual. Care este? De-aia sunt unici. Da. Pentru că sunt atât de actual scriind în acele vremuri. Poate că aici este unicitatea lor și modernismul lor. Lucru care ar trebui, sigur, învățat. Ați menționat dumneavoastră că e despre oameni și cred că acești dramaturgi, exact, au fost în mod... Relațiile între oameni, da, poate că rămân indiferent de epocă. Dragoste-i, exact, dragoste, ura-i ură, și așa mai departe. Emoție, 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 emoție. Firesc, da, absolut. Noi știm că sunteți prinși în repetiții, inclusiv aveți o agendă încărcată. Nu o să zăbăviți, am înțeles, foarte mult timp la Chișinău pentru că vă întoarceți săptămâna viitoare. Aveți și o zi de naștere pe care să înțeleg că nu aveți sărbători aici. În viitor apropiat. O sărbătorește toată Europa, e adevărat, pe 9 mai, așa că mă bucur foarte mult că veți sărbători și dumneavoastră ziua mea pe 9 mai. Așa, la mulți ani, mulțumesc! Da, o să fiți aici în... Nu, din păcate am să plec luni. Luni, 8. Luni pe 8. 8 mai. Păi încă o zi. Puteți să-mi transmiteți pe drum. Da, 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 nicio problemă, rezolvăm, facem. Da. Vă mulțumim tare mult și vă mai așteptăm. Avem speranța că o să mai reveniți la Chișinău și la Telematic. Pot să vă spun doar un lucru. Cu siguranță voi mai reveni. Mi-a plăcut atât de mult și vă iubesc atât de mult pe toți încât voi reveni cu siguranță. Și încă o dată le spunem telespectatorilor, 7 mai, Teatrul Național Satiricus, Luca Caragiale, Titanic Vals, Alexandru
Tudor Mușatescu și uite că este alături de noi regizorul spectacolului. Noi mulțumim mult, la mulți ani vă spunem anticipat și mai așteptăm la chiar. Vă mulțumesc mult de tot. O zi frumoasă în continuare. E extraordinar să discutăm cu oameni care au marcat și continuă să marcheze și să-și pună amprenta asupra artei din tot spațiul românesc. Păi, dacă tot am zis noi că avem grijă cumva de evenimentele la care ar putea să ajungă oamenii, 7 mai, dar pe 6 mai puteți mai ajunge ceva, la un concert deosebit. Corect. Pentru că maestrul Gheorghe Urschi a împlinit în ianuarie 75 de ani. Cu această ocazie, sâmbătă, la Palatul Național, va avea loc un concert jubiliar. Iar colegul nostru, Ioan Railean, a fost la repetiții și ne-a adus imagini din culise. Sâmbătă, 6 mai, la Palatul Național Nicolae Sulac va avea loc un concert extraordinar dedicat regelui umorului de la noi, Gheorghe Urschi, la 75 de ani. Dacă vă este dor de suflet, de o seară din asta care să vă umple inima cu multă lumină, amintiri frumoase, cu muzică și cu multă, multă esență, vă așteptăm pe data de 6 mai la Palatul Național. Va fi un spectacol extraordinar. Da, deja repetițiile sunt în toi de ceva timp. Suntem și noi onorate, fericite să fim parte acestui regal al umorului, al sufletului, al cântecelor adevărate, oferite în dar pentru noi toți de către maestru Gheorghe Urschi. Îl felicităm, îl așteptăm cu drag la concert, sperăm să fie și el fericit, să-și revadă toată creația opera sa în scenă. Artiști cu renume, printre care Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Doina Sulac, Mariana Mihăilă, promit o seară de neuitat alături de maestrul Gheorghe Urschi. Vă așteptăm de Sfântul Gheorghe pe data de 6 mai la ora 18:00 aici la Palatul Național să savurați cele mai frumoase piese ale maestrului. Să fim împreună, să admirați un concert de neuitat, de zile mari și să trăiți doar emoții frumoase. Vă aștept cu inima deschisă! În tinerețile noastre ne întâlneam, întotdeauna ne plăcea să ne spunem că suntem peste deal. Eu sunt de la Florești, Coșernița, dar am fost născută în Cotijenii Mari, pentru că atunci era maternitate și mama m-a născut în Cotijenii Mari, acolo unde este născut maestru Gheorghe Urschi. O frumoasă coincidență, ne-am întâlnit pe atunci când aveam vreo 35 de ani, chiar la Palatul Național. Mi-aș dori, maestre, din adâncul sufletului, Dumnezeu să vă trimită multă, multă sănătate, puteri, liniște, să vă reușească șlileanii împreună, echipei care muncesc, acest eveniment, această sărbătoare, să fie cu Doamne ajută și, bineînțeles, toate florile recunoștinței și, încă o dată, multă, multă sănătate! Doresc multă sănătate maestrului Gheorghe Urschi și mulțumesc din toată inima pentru această minunată melodie pe care a realizat-o pentru mine și sper că acest concert să fie de bun augur, Doamne ajută la toată lumea și Hristos a înviat! Interpreții vor fi acompaniați de Orchestra de Muzică Populară Mugurel, condusă de Ion Dascăl și Capela Corală Doina, dirijor Ilona Stepan. Ne dorim foarte mult să-l revedem în scenă. Știți, a fost un rege al umorului din sensul bun al cuvântului, al umorului profund, filozofic, al umorului adânc, deștept. Îi ducem dorul, să știți, îi ducem dorul. Multă sănătate îi doresc. Spectacolul va culmina cu o piesă cântată de elevii Școlii de Arte Alexei Stârcea. Să cântăm la acest concert este o mare onoare pentru corul vivace de la Școala Alexei Stârcea, mai ales pentru că toate repetițiile au fost organizate de către profesorul nostru. Eu îi urez multă sănătate, fericire, Domnul Dumnezeu să-l păzească de tot ce e rău și să aibă mereu succes în viață și
Eu știu că el a fost și este cel mai bun, ca să spun așa, umorist. Conține și umor, dar și îmi place deoarece la refren parcă este un fel de accent în care cântecul devine mai interesant, mai se aude mai tare, culminant. Maestrului Urski, în primul rând, îi doresc multă sănătate și să aibă fericire în suflet, cum ne-a făcut și el fericiți pe noi. Pe scenă vor urca și actorii Teatrului Național Mihai Eminescu, care vor juca scene după scrierile maestrului. Noi am mai făcut un concert similar 5 ani în urmă și am fost și atunci mega încântată de idee și mulțumesc Lilianei că a avut încredere să mi ofere atunci un sketch. Era un monolog, acum însă voi fi participantă a unui trio fantastic. Mai multe nu o să vă dezvălui pentru că va fi o surpriză. Într-un sketch, dar voi avea și un duet cu un partener de scenă care este și actor și interpret și va fi iarăși un număr destul de picant și interesant. Cu siguranță că spectatorii vor rămâne fericiți și vor pleca acasă împliniți că totuși umorul marelui Urski este viu și merită să-l dăm mai departe și celor care vin din urmă pentru că este un umor de calitate și după cum s-a demonstrat până acum, din păcate, un alt Urski, deocamdată, Moldova, nu a dăruit poporului nostru. Tocmai de aceea este foarte important să valorificăm și să păstrăm ceea ce ne-a dat maestrul nou. Gheorghe Urski a publicat câteva volume de novele, dramaturgie, versuri și a făcut texte pentru mai multe cântece, inclusiv romanțe pe care le vom auzi în concert. Câtă lume frumoasă, câți artiști, mici și mari, de toate vârstele așa vor fi este, pe scenă. Cu siguranță va fi un show extraordinar, chiar cu ocazia Sfântului Gheorghe, că e sărbătorit inclusiv. Da. Noi până pe data de 6 mai ne înarmăm cu răbdare. Dar, și gustăm până atunci fiecare moment în parte. Corect. Și cel care a trecut. A aici trecut deja? Înseamnă că... Știu ce vrei să faci. Vrei să mai facem o incursiune prin istorie. Da, mai făcut-o? Am mai făcut-o, în ora precedentă, nu? Precedentă. Bine, ceea ce înseamnă că urmează partea a doua a calendarului istoric. Suntem în data de 4 mai. Așa, e adevărat. Da? În 1953, la 4 mai, Ernest Hemingway a câștigat premiul Pulitzer pentru romanul Bătrânul și Marea. Da, Hemingway a petrecut mult timp în Caraibe, în anii 30, și această experiență l-a inspirat să scrie Bătrânul și Marea. Personajul principal al poveștii, pescarul Santiago, este modelat după un pescar cubanez pe care Hemingway l-a întâlnit în timpul unei expediții de pescuit. Bătrânul și Marea a fost respinsă de mai multe edituri înainte de a fi publicată de Charles Scribner Sons în 1952. Hemingway a lucrat îndelung la povestirea, lansându-i mai multe variante, unele dintre ele având și 200 de pagini până când a ajuns la versiunea finală. Povestea lui Santiago reprezintă o meditație asupra vieții și asupra eșecului, dar și asupra determinării și a capacității de a învinge. Santiago își asumă riscuri mari pentru a prinde un mare pește, iar efortul lui de a-l prinde este privit ca un act de curaj și perseverență. Am citit acesta, da, mare, eu pur și simplu de două ori l-am citit, am rămas impresionat de curaj, de atmosferă, în primul rând. Foarte rar se întâmplă când, pe lângă faptul că fantezia, da, imaginația, pătrunzi exact în, parcă erai pe mare și simțeai, da, totul. Exact, da, 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 acel senzație am avut-o și fantastic, eu. Când el, acel pește care, din păcate, nu putea fi prins cu echipamentul lui, dar rechinii ăia, la urmă, pur și simplu m-a dat gata. Toate cadavrele astea rechinilor pe care el îi omora ca să-și salveze peștele. Este cu siguranță una dintre cărțile, una dintre operele care trebuie neapărat să rămână acolo undeva în memorie. Da. Și vrei să vorbim
Da, vrem să vă mai spunem despre un eveniment important, nu râde, că știu de ce râzi. Vorbim despre anul 1929. Hai zi tu dacă vrei. Hai, bine, dacă zici, hai, 1929. Da. Se naște o mare actriță, este vorba de Audrey Hepburn, dar de ce am început-o așa? Pentru că i-am spus și nouă dată, i-am spus Mihaele că seamănă foarte mult cu Audrey. Sunt onorată că îmi zici așa, mă rog. Bine, dar chiar semeni, nu știu. Mulțumesc, un pic, o fi ceva. Poate un pic ochii la ea sunt mai mari, un pic, dar nu mult. Este vorba de o actriță anglo-olandeză, considerată una dintre cele mai frumoase actrițe și iconuri de stil ale secolului al XX-lea. Da, Audrey a început cariera sa de actriță în anii 1950, jucând în filme precum Roman Holiday, Sabrina și Breakfast at Tiffany's, cel cunoscut, din 1961. În 1954, Hepburn a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru interpretarea ei din filmul Roman Holiday. Audrey Hepburn este de asemenea cunoscută pentru munca ei caritabilă. În anii 1980 a fost ambasadoară pentru UNICEF și a vizitat numeroase țări în scopul de a ajuta copiii. Hepburn era fluentă în mai multe limbi, inclusiv engleza, franceza, italiana, olandeza și germana, ca și tine aproape. Nu? Aproape, da, mulțumesc. Deși Hepburn a jucat în multe filme, există unul pe care l-a refuzat, e vorba de Mrs. Robinson, da. Rolul ăsta din filmul The Graduate. Da, da, cu Dustin Hoffman în rol principal, este primul film al lui Dustin Hoffman, mm-hmm. și eu înțeleg de ce a refuzat acel rol, pentru că era vorba de o femeie căsătorită care are o relație extraconjugală cu un student. Da. Nu i-a plăcut subiectul. Probabil, mm-hmm. da. Pe care l-a respins din cauza faptului că, așa a zis ea, nu i-a plăcut subiectul mm-hmm. filmului și uite așa, ăsta cât că este unicul film pe care l-a refuzat. În rest, acele filme pe care le-a selectat, i-a adus celebritate și sigur că a rămas și continuă să rămână în memoria tuturor. Da, și îmi place că este și rămâne a fi pentru multă lume un exemplu și de rafinament, exact. De eleganță. Și ai văzut ce frumos a îmbătrânit? Foarte ce frumos, natural și firesc cu... Da, fără nimic, fără nicio intervenție da. De orice fel. Așa e. Hai să mai trecem un pic prin istorie. Mai vedem cine s-a mai născut din compozitori, din cântăreți, nu? Păi uite, îți spun eu, în 1976 la Năvodari, Constanța, s-a născut Laurențiu Duță. Compozitor, cântăreț, cum spune. Da, studia timp de 3 ani chitara clasică și timp de 2 ani pianul. În anul 1993 s-a lansat muzical cu melodia Cifre. Ulterior a participat la festivalul de muzică ușoară Mamaia. În 1997 au format împreună cu Viorel Sipo și Mihai Budeanu formația 3 Sud Est. Primul lor single Ai plecat a intrat în topuri după o carieră de 11 ani, fiind principalul compozitor al celor 12 albume ale trupei 3 Sud Est. Este în decembrie 2008, Laurențiu s-a hotărât să se lanseze ca artist solo. Da, l-am văzut mai devreme la ecran, cu siguranță îl cunoaștem tare mulți dintre noi, am ascultat piesele. Da, mai ales cea primă piesă, Ai plecat, de ce ai plecat, de ce ai plecat? Multe întrebări, cred că și-au pus tinerii și continuă să-și pună acele întrebări. De asta, așa, mai filozofice, dar noi o dăm în continuare pe lucruri concrete, nu pe filozofie, pentru că urmează un dita mai eveniment, nu? Da, uite, pentru că pe 6 mai vom fi martorii unui eveniment unic, ziua încoronării regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Așa. Până atunci, în programele TVR transmitem informații esențiale despre noul monar, contextul în care preia tronul și pagini de istorie care definesc regalitatea britanică. Familia regală a României va participa la cele mai importante momente ale încoronării regelui Charles al III-lea. Primul eveniment la care vor fi prezenți majestatea sa Margareta și principele Radu va fi recepția de stat de vineri seara. În ultimii 160 de ani, familia regală a României a participat la toate încoronările din Marea Britanie, mai puțin la cea a Elisabetei a II-a, când regele Mihai era în exil. Imaginile cu regele Mihai așezat în dreapta reginei Elisabeta a II-a la jubileul de diamant din 2012 vorbesc de la sine despre relația apropiată care a existat între cei doi monarhi. O relație de rudenie care vine în primul rând de la regina Maria, nepoata reginei Victoria. Ne-a ajutat enorm la tratativele de pace. Regina Maria, care își maschează această intervenție pe care niciun alt cap încoronat al Europei nu l-a făcut în vremea aceea, de a merge la Paris, după aceea și la Londra, să obțină recunoașterea unirii. La 16 ani, regele Mihai a participat la încoronarea regelui George al VI-lea, tatăl Elisabetei a II-a, și a primit în dar scaunul pe care a stat. L-a purtat cu el în țară, apoi în exil și apoi din nou în România, timp de 80 de ani. Regina avea 11 ani și regele i-a adus cadou o păpușă. Guvernul României a cumpărat două păpuși
pentru această vizită ca daruri oficiale. Cu acea ocazie, regele Mihai a primit Ordinul Victorian, una dintre cele mai însemnate distincții britanice, pe care l-a purtat în 2012, când a fost omagiat la capela privată a reginei Elisabeta. Este singurul rege străin care are blazonul alături de blazoanele familiei regale britanice. Regele Mihai a participat și la nunta reginei Elisabeta în 1947. S-a căsătorit cu unchiul regelui Mihai, prințul Filip, partenerul lui de joacă adus în România când era rege minor. Londra e locul unde s-a dus și a denunțat caracterul ilegal al abdicării. Este puțin cunoscut faptul că regina Elisabeta II i-a oferit majestății sale pe viață reședință într-unul din palatele britanice și majestatea s-a refuzat. Relația celor doi a continuat și în timpul exilului regelui Mihai. Am vizitat regina Elisabeta, principele Charles, dar în același timp, după că am mers la Buckingham sau la Windsor Castle și am fost foarte bine tratat și am mers acasă și am început să facem vesela sau am schimbat becuri. Țara noastră a profitat de relația de rudenie cu familia regală britanică în timpul turneului pe care regele Mihai l-a făcut pentru integrarea României în NATO în 1997. Noi putem spera la faptul că un viitor monarh care va fi regele Charles al Marii Britanii va acționa mai energic în sprijinul României. Ultima oară, regele Charles al III-lea s-a întâlnit cu majestatea sa Margareta anul trecut. A vizitat-o la Palatul Elisabeta și apoi împreună au fost la Centrul pentru Refugiați de la Romexpo. Monarhul britanic s-a relaxat apoi la casele tradiționale din Viscri și din Valea Zelanului, de a căror simplitate este îndrăgostit. Următoarea întâlnire cu familia regală a României va fi la Londra, la recepția de stat și apoi la ceremonia de încoronare. Dacă credeți că această ceremonie se organizează așa în câteva zile sau o lună, așa cum fac teatrele, fac un spectacol în timp se de o lună, lună și jumătate. O lună și jumătate e un lux, vreau să spun, pentru un teatru. Ei, uite că aici se lucrează foarte mult și chiar sunt și repetiții. Iar mii de londonezi au urmărit și repetițiile pentru ziua de sâmbătă. Da, defilarea armatei regale a fost unul dintre aceste momente. Mulți au vrut să vadă de aproape caleașca în care Charles al III-lea va sosi la Westminster Abbey. Ceremoniile de încoronare a regelui Charles al III-lea vor fi transmise în direct la TVR1 și TVR Info sâmbătă la ora 12:30. Toată lumea participă la repetițiile pentru încoronare, inclusiv regele Charles, care a venit azi dimineață la Westminster Abbey. Suveranul Marii Britanii a fost însoțit de moștenitorul tronului, prințul de Wales, William, prințesa Kate și cei trei nepoți. Azi noapte târziu, suita regelui repeta drumul pe care îl va parcurge Charles în caleașca regală de la Palatul Buckingham până la Westminster Abbey. Toată familia regală este implicată în pregătirile pentru acest eveniment istoric. Sora regelui, prințesa Anne, a inspectat de dimineață personalul militar din Londra. It's very rare that you get, you know, all regiments of the Household Division together with all their colours together as well to have a photograph together. That's a really special occasion, and then to have the Princess Royal there as well, it's just the icing on the cake and just a unique moment in our history. Cei mai pregătiți pentru evenimentul de sâmbătă sunt însă londonezii care au furat startul petrecerii. I think everybody's really excited. It's a historic moment. We're 72 hours away from the coronation and people just want to come together as a community and celebrate that. Pentru unii întreprinzători, încoronarea înseamnă încasări mai mari, cum este și cazul fabricantului acestei păpuși suvenir a regelui Charles, cea mai căutată acum deopotrivă de turiști și britanici. N-ai să mă crezi, Mihaela. Ce s-a întâmplat? Am jucat și un rege. Și nu pe un oarecare rege, tot un rege al Marii Britanii. E vorba de regele Henric al V-lea. Așa, asta. Da, nu mai e spectacolul, nu mai poți să-l văd. Adică... Nu mai este spectacolul, e considerat unul dintre cei mai de seamă regi din întreaga istoria monarhiei. Acum a fost așa să te transpui? Păi asta voiam să-ți spun, mi-a fost greu, mi-a fost dificil. În primul rând, personajul ăsta de ce este special? Pentru că el nu-și dorea coroana și tot timpul era în rând cu lumea. El pe la hanuri deci era foarte participa, simplu, adică nu... da, el în rând cu lumea putea să consume, să petreacă, să chefuiască și chiar există și piese Shakespeare.
foarte mult despre Henric al V-lea. Ești un personaj comic, unul cu personaj comic Falstaff din dramaturgia lui Shakespeare și erau prieteni buni, Henric al V-lea și Dar cum se numea spectacolul? Falstaff se numește și chiar și este și Henric al V-lea și numește piesa. Vreau să spun o chestie, că în teatru este așa o treabă. Curtea joacă regele. Curtea joacă regele. Cam cum înțelegi? Ce înseamnă asta? Păi în teatru zici că este așa ceva? Da. Adică toți actorii fac... Deci, da, figurația care joacă curtea, dacă nu au atitudine față de tine de ca de un rege, adică atunci trebuie să fii o autoritate și tu ai lucrat mult ca trebuie să joace. Să te perceapă ca... Da. Bine, eu pot să joc foarte, nu știu, profund și așa mai departe, dacă să fiu chiar autoritate, dar dacă zic, te mă, Anatol, nu te mai lasă-mă, o face pe regele, nu? Ai, eu sunt sigur. Uite, că colegii m-au ajutat foarte mult. Ți-a reușit foarte mai mult. Râdeau acolo, mai chifneau la începutul repetițiilor și mă supăram foarte mult pe ei, pentru că eu abia încercam să înțeleg ce înseamnă să umble așa în acele zali și să porți coroană pe cap. Asta a fost partea faină, nu? După care deja cu spectacolul jucat odată și de două, de trei, de patru ori și așa mai departe, atunci a început deja să apară un strop de rege, a început deja să apară. Așa că nu înțeleg un pic. Vedem așa. Și aici regele în platou. De ce să te duci tu până în Marea Britanie? Că e aici regele lângă tine. Da, chiar așa. Eu chiar vreau să ajung. Nu știu ce planuri ai tu, dar... Ce? Totuși, da. Nu te-a convins chestia asta. M-a convins, ești un bravo, rege extraordinar. Bravo, Anatol, ai jucat un rege super, dar totuși vreau să ajung la un rege real. Să văd cum este încoronat unul real, da? Eu nu știu ce zici tu, dar am auzit și de-a lungul timpului foarte multe curiozități, inclusiv despre regalitate, știi, și despre cei din România și nu doar. Așa, e mare lumea și plină de lucruri. Uneori greu de crezut. Da, curioasă și mai puțin, dar lumea întotdeauna nu ți-a părut că e curioasă să afle de desubturile tuturor chestiilor. Curioasă? Sunt curioasă de felul meu în general. Păi, dar de vreme ce ele există, așa cum zici, au și o explicație. Uite, de exemplu, Betty Durculeț a adunat mai multe informații curioase de care probabil unii nici nu am auzit. Corect, și nu ține abărat de regalitate, ci de multe alte chestii din lumea asta. Hai să vedem ce a cules Betty. Ne place să învățăm lucruri noi, iar celebra expresie „înveți câte ceva în fiecare zi” ne îndeamnă să realizăm acest lucru. Iar atunci când vine vorba despre niște detalii curioase, pare cu atât mai intrigant. Așadar, haideți să vedem câteva lucruri pe care nu le cunoașteți încă. Mierea e singurul produs natural care nu se alterează. Există două lucruri care o ajută să se păstreze, apa și zahărul. În Egipt, arheologii au găsit o oală de miere veche de 3000 de ani, iar aceasta putea fi comestibilă, doar că nu e recomandată pentru consum, fiindcă poate provoca o intoxicație alimentară. În general, mierea e un produs benefic pentru sănătate și e folosită în multe rețete savuroase. Cel mai fierbinte loc de pe planetă se află în Libia și se numește Al-Azizia, unde pe 13 septembrie 1922 au fost 57,7 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată de o stație meteo. Iar la 20 iunie 2013, în Valea Morții din California, au fost 54 de grade Celsius. Nu e un secret faptul că cei mici nu prea preferă broccoli. Aceasta a fost o provocare pentru titanii de la McDonald's de a crea broccoli cu aromă de gumă demestecat. Compania introduce mereu articole noi pentru clienții fideli, unele au chiar mare succes, dar broccoli cu aromă de gumă pe care lanțul de fast food l-a dezvoltat în 2014 a fost un eșec total. Directorul McDonald's, Don Thompson, a recunoscut că picii au fost confuzi de gust. Inițiativa de a crea o modalitate care să-i determine pe copii să mănânce mai sănătos este de admirat, dar se pare că pe copii nu îi păcălești atât de ușor. Singapore este cosmopolit, curat, plin de oaze de verdeață. E orașul grădină sau metropola stat construită pentru oameni, pentru confort. Peisajul este dominat de zgârie nori, blocuri înalte, dar și case vechi cu un aer britanic, bine conservate. Poți vorbi despre Singapore doar la superlativ, cel mai scump, cel mai curat, cel mai bogat. Chiar și locurile de muncă au fiecare piscină, parcare, parc pentru copii, iar pe străzi nu este fir de praf. Aici nu reușești să-ți murdărești deloc bascheții, pentru că trotuarele sunt spălate cu șampon. Primești chitanță chiar și pentru o pungă de mentosane, căci guma de mestecat este interzisă, iar amenda ustură rău la buzunar, $1000.
Guvernul din Singapore a luat această decizie pentru ca orașul să fie curat. Guma de mestecat se cumpără din farmacii doar cu rețetă medicală. Amenda este la fel de mare dacă fumezi în locuri publice, dacă hrănești porumbeii, dacă pescuiești sau dacă scuipi pe stradă. Va trebui să scoți din buzunar cam $500 pentru fiecare asemenea infracțiune. E normal să vă fie frică de înălțimi sau de păianjeni, dar dacă aveți arahibutirofobie, atunci vă numărați printre cei care suferă de o teamă legată de untul de arahide. Arahibutirofobie descrie, de fapt, spaima unor persoane de a ține această cremă lipicioasă în gură. Ca toate fobiile, variază în severitate, de la persoană la persoană. De exemplu, unii oameni pot consuma mici cantități de unt de arahide, în timp ce alții se tem foarte tare. În unele cazuri, teama se extinde și la alte produse din arahide, de la înghețată până la sosuri. Creierul uman e capabil de lucruri uimitoare, dar pentru a le face, trebuie să blocăm distragerea atenției printr-un proces numit atenție selectivă inconștientă. Nasul este una dintre ele. Acest lucru a fost demonstrat de un studiu unde participanților li s-a cerut să numere de câte ori jucătorii de basket au pasat o minge într-un videoclip. Marea majoritate nu a observat în videoclip o fată ce se plimba prin mijlocul terenului cu o umbrelă, deoarece erau atât de concentrați să numere pasele. Noi ne concentrăm la alte lucruri pe care vrem să le vedem și ignorăm nasul. După ce ne-am îmbogățit bagajul cu curiozități, zic să luăm și o scurtă pauză. Avem eu o curiozitate, că avem trei pauze de publicitate pe remisiune. E a doua pauză. E a doua. Să revenim o oră, da?